salut cu ocazia prezentării unei noi probleme interesante, de data asta o problemă de termodinamică. Ea se referă la următorul dispozitiv, așa se spune în limba română, dispozitiv și nu device, care este alcătuit din două vase, două incinte închise ermetic, care conțin aer. Eu le-am desenat ca fiind două cuburi, dar forma n-are nicio importanță, ar putea să fie două baloane de sticlă sau indiferent ce altceva, care comunică între ele printr-un tub de sticlă în care se găsește o coloană de mercur a cărei lungime am notat-o cu H. Și bineînțeles că această coloană de mercur se poate deplasa liber de-a lungul tubului de sticlă. Și problema ne întreabă dacă putem folosi acest dispozitiv ca termometru. Adică dacă îi putem atașa pe undeva o scală pe care să citim temperaturi. Și bineînțeles că răspunsul rapid și simplu este acela că dacă atunci când se modifică temperatura, coloana de mercur se deplasează, atunci da, atunci putem să îl folosim ca termometru. Ne trebuie o scală pe care să o etalonăm și apoi, în funcție de poziția coloanei de mercur, putem spune cât este temperatura. Dar dacă coloana de mercur nu se deplasează atunci când se modifică temperatura, atunci nu putem să folosim dispozitivul ca termometru. Acum, dacă lucrurile stau așa cum sunt prezentate în desen, volumul recipientului din stânga este egal cu volumul recipientului din dreapta, ceea ce înseamnă că volumul de aer din stânga coloanei de mercur este egal cu volumul de aer din dreapta coloanei de mercur, pentru că și coloana de mercur se găsește la mijlocul tubului de sticlă, totul este simetric. Atunci este evident că nu se va întâmpla nimic când încălzim sau răcim dispozitivul. De ce? Coloana de mercur este echivalentul unui piston care se poate mișca fără frecări. Asta înseamnă că ea nu permite ca presiunea să fie diferită în stânga față de dreapta, pentru că se mișcă liber și presiunea din stânga va fi întotdeauna egală cu presiunea din dreapta, indiferent unde ar fi coloana de mercur. Ei, dar asta înseamnă că în cazul pe care îl vedem pe desen, în care volumele sunt aceleași, presiunile sunt aceleași, temperaturile sunt aceleași și acum încălzim totul cu același număr de grade, pentru că dacă folosim acel dispozitiv ca termometru, înseamnă că el se găsește undeva în contact cu aerul și toată temperatura lui, temperatura tuturor părților lui componente se modifică. Deci ambele compartimente își modifică la fel temperatura. Deci dacă condițiile sunt așa, atunci este evident că nu vom avea o mișcare a coloanei de mercur. Pentru că dacă plec de la aceeași presiune, același volum, aceeași temperatură și ajung la aceeași temperatură, altă temperatură, în ambele compartimente, înseamnă că și variația de presiune va fi aceeași în stânga cu variația de presiune din dreapta și coloana de mercur n-are de ce să se deplaseze. Dar dacă cele două volume nu sunt egale. Să presupunem că în stânga și să notăm partea din stânga cu A și partea din dreapta cu B și să presupunem că în stânga avem volumul VA de aer și în dreapta avem volumul VB. În acest caz, oare se mișcă, se deplasează coloana de mercur dacă schimbăm temperatura? Să vedem. Trebuie să folosim niște cunoștințe de termodinamică. Și anume, avem nevoie de ecuația Clapeyron-Mendeleev, care se mai numește și legea transformării generale a gazului ideal și care spune că P1, V1 supra T1, adică parametrii de presiune, volum și temperatură în starea inițială, acest raport este egal cu P2, V2 supra T2, adică cu presiunea finală înmulțită cu volumul final și totul împărțit la temperatura finală. Ecuația Clapeyron-Mendeleev. Și mai avem nevoie de formula presiunii hidrostatice. Presiunea P este rho gh, adică presiunea produsă de o coloană de lichid
sau presiunea la o anumită adâncime într-un lichid. Și în această formulă, ρ este densitatea lichidului, g mic este accelerația gravitațională și h este fie adâncimea la care mă găsesc în lichid, fie lungimea coloanei de lichid a cărei presiune hidrostatică o calculăm. Deci, să scriem ecuația Clapeyron-Mendeleev pentru aerul din stânga, care are inițial volumul VA. Avem așa, P ori VA supra T, P și nu PA, pentru că presiunea în stânga este egală cu presiunea în dreapta, trebuie să fie egal cu P', presiunea finală, ori VA', volumul final al aerului, supra T', temperatura finală. Dacă nu e clar cum se poate modifica volumul aerului, voi spune că prin mișcarea coloanei de mercur. Dacă volumul aerului din stânga crește și volumul aerului din dreapta scade, atunci înseamnă că am o deplasare spre dreapta a coloanei de mercur și dacă e invers, atunci deplasarea va fi spre stânga. Pentru compartimentul din dreapta, compartimentul B, voi avea tot P, nu? Pentru că presiunea inițială e aceeași în cele două compartimente, dar ori VB supra T este egal cu tot P prim, pentru că și presiunea finală e aceeași în cele două compartimente, dar ori VB prim supra P prim. Ei, din prima relație rezultă că VA prim este egal cu P ori VA ori T prim supra P prim ori T. Și din a doua relație rezultă că VB prim este P ori VB ori T prim supra P prim ori T. Și acum să facem raportul VA prim supra VB prim. Adică ceea ce vedem aici împărțit la ceea ce vedem aici. Păi dacă facem această împărțire, se vede că se simplifică o grămadă de lucruri, presiunea inițială, presiunea finală, temperatura inițială, temperatura finală și rămâne că VA prim pe VB prim este egal cu VA pe VB. Deci raportul celor două volume a rămas același. Dar atenție! VA plus VB, suma asta este constantă. Dacă crește volumul din stânga, înseamnă că am o deplasare spre dreapta a coloanei de mercur, înseamnă că scade volumul din dreapta. Volumul total rămâne tot atât. Ceea ce înseamnă că acest raport VA prim pe VB prim este egal cu VA pe VB, pentru că de fapt VA prim este egal cu VA și VB prim este egal cu VB. Dacă nu-i clar de ce, pentru că dacă valorile VA și VB ar fi altele decât VA prim și VB prim, ar însemna că aici fie au crescut amândouă față de valorile inițiale, fie au scăzut amândouă. Pentru că altfel raportul n-ar putea să rămână tot atât. Dar am spus aici că acest lucru este imposibil. Dacă una crește, cealaltă scade. Și atunci dacă, de pildă, asta a crescut și asta a scăzut, atunci evident că nu mai poate fi egal acest raport cu raportul inițial, cu VA pe VB. Deci înseamnă că singura posibilitate, dacă aceste două relații sunt amândouă adevărate și sunt adevărate, este că VA prim este egal cu VA și VB prim este egal cu VB. Adică volumele nu s-au modificat. Dar dacă volumele nu s-au modificat, înseamnă că n-am avut o deplasare a coloanei de mercur, înseamnă că nici în acest caz, când volumele sunt diferite, nu pot folosi dispozitivul ca termometru. Și deocamdată rămânem la această concluzie până ne mai gândim un pic. La prima vedere, deci,
se pare că nu putem folosi acest dispozitiv, vi-l mai arăt odată, ca termometru. Dar aici intervine partea cea mai interesantă a problemei. Aici intervine frumusețea problemei. Problema nu ne spune că trebuie să folosim acest dispozitiv în această poziție, adică cu tubul în care se găsește coloana de mercur pe orizontală. Ce ar fi dacă am întoarce cu 90 de grade dispozitivul? Ce s-ar întâmpla în această situație? Ce importanță are, veți spune poate, poziția dispozitivului? E adevărat că de multe ori modul de funcționare al unui dispozitiv nu depinde de poziția lui, dar în cazul de față depinde. Știți de ce? Pentru că de data asta cele două presiuni, presiunile din cele două compartimente nu mai sunt egale. De ce nu mai sunt egale? Pentru că acum coloana de mercur apasă pe gazul din compartimentul de jos, să zicem B, compartimentului de jos, și din această cauză presiunea în compartimentul de jos este mai mare decât presiunea în compartimentul de sus. Cu cât? Cu presiunea hidrostatică a coloanei de mercur. Adică, dacă în compartimentul de sus am presiunea PA, atunci în compartimentul de jos am presiunea PB, care este egală cu PA plus rho GH. Deci presiunea din compartimentul de jos este mai mare decât presiunea din compartimentul de sus cu rho GH, cu presiunea hidrostatică a coloanei de mercur care apasă pe aerul din compartimentul de jos. Acest lucru e adevărat în fiecare moment. De acum încolo, în fiecare moment, diferența dintre presiunea de jos și presiunea de sus va fi rho GH. Deci și după ce încălzim dispozitivul, atunci vom avea presiunea PB' care va fi și ea egală cu PA' plus rho GH. Adică presiunea finală în compartimentul de jos va fi egală cu presiunea finală în compartimentul de sus plus rho GH. Pentru că, repet, tot timpul diferența de presiune dintre compartimentul de jos și compartimentul de sus va fi egală cu rho GH. Să scriem și de data asta ecuația Clapeyron-Mendeleev pentru cele două compartimente. Pentru compartimentul A voi avea PA, deci nu mai scriu P, PA ori VA supra T trebuie să fie egal cu PA prim ori VA prim supra T prim. Iar pentru compartimentul B am PB, vedeți, pe A și pe B. Ori VB supra T este egal cu PB prim ori VB prim supra T prim. Și să exprimăm din nou din aceste relații cele două volume finale, VA prim respectiv VB prim. Din prima relație obținem că VA prim este egal cu PA ori VA ori T prim. PA ori VA ori T prim supra PA prim ori T. Iar din a doua relație obținem că VB prim este egal cu PB ori VB ori T prim, PB ori VB ori T prim supra PB prim ori T. PB prim ori T. Și să facem din nou raportul lor. Adică să vedem cât este VA prim supra VB prim. De data asta, când împart această fracție la această fracție, se simplifică doar temperaturile și voi obține PA ori VA supra PA prim este ce a rămas din fracția de sus,
înmulțit cu inversul fracției de jos, adică cu PB prim supra PB ori VB. Care se mai poate scrie acest raport, VA prim supra VB prim, se mai poate scrie VA pe VB înmulțit cu PA ori PB prim supra PA prim ori PB. Ei, pentru ca și de data asta VA prim pe VB prim să fie egal cu VA pe VB, ar trebui ca această fracție să aibă valoarea 1. Să vedem dacă poate avea această fracție valoarea 1. Avem așa, PA, iar PB prim se poate scrie PA prim plus ρgh. Deci pe lângă PA prim plus ρgh supra PA prim și PB se poate scrie PA plus ρgh. Deci pe lângă PA plus ρgh. Și să punem condiția ca această fracție să fie 1, să vedem dacă se poate sau nu. Avem așa, dacă vrem ca fracția să aibă valoarea 1, valoarea numărătorului trebuie să fie egală cu valoarea numitorului, adică PA ori PA prim plus PA ori rho GH ar trebui să fie egal cu PA prim ori PA plus PA prim ori rho GH. Și termenii aceștia se reduc. Acum, dacă trec acest termen în dreapta și dau factor comun ρgh, obțin ρgh pe lângă PA prim minus PA egal cu 0. Să vedem în ce condiții acest produs poate să fie 0. Odată ar putea să fie 0 dacă paranteza PA prim minus PA ar fi 0. Dar acest lucru nu poate fi adevărat dacă s-a schimbat temperatura. Dacă încălzesc dispozitivul, ambele presiuni cresc. Crește și presiunea PA și presiunea PB și ajung la valorile PA prim, respectiv PB prim. Diferența dintre ele rămâne aceeași, dar cresc amândouă. Dacă micșorez temperatura, scad amândouă presiunile. Deci PA prim nu poate fi egal cu PA decât dacă a rămas aceeași temperatură. Ori cazul acesta nu ne interesează. Paranteza aceasta, deci, nu poate să fie 0. Rho nu este 0, ce mic nu este 0. Înseamnă că acest produs ar putea fi 0 doar dacă H ar fi 0. Dacă lungimea coloanei de mercur, înălțimea în cazul ăsta, ar fi 0. Adică dacă n-ar exista coloană de mercur. Dar există coloana de mercur și presiunile sunt diferite în cele două compartimente. Deci înseamnă că acest produs nu poate să fie zero în condițiile problemei noastre. Iar dacă el nu poate să fie zero, înseamnă că această fracție de la care am pornit nu poate să aibă valoarea 1. Și asta înseamnă, în final, că raportul VA prim supra VB prim nu poate să fie egal cu VA supra VB. Raportul volumelor se schimbă de data asta când încălzim sau răcim dispozitivul, ceea ce înseamnă că în acest caz în care dispozitivul este pe verticală, modificarea temperaturii duce cu sine o deplasare a coloanei de mercur și asta înseamnă că acum, dacă folosim dispozitivul în poziție verticală,
putem să-l transformăm într-un termometru. Să mai vedem și cum. Să obținem un termometru, ne mai trebuie o scală. Adică trebuie să avem niște diviziuni și dimensiunea unei diviziuni să fie egală cu deplasarea coloanei de mercur atunci când temperatura variază cu un grad. Deci trebuie să aflăm cu cât se deplasează coloana de mercur atunci când temperatura variază cu un grad și atunci putem să trasăm niște diviziuni, niște liniuțe între care avem exact această distanță pe care am calculat-o și avem o scală. Cum putem face asta? Avem aici cele două ecuații Clapeyron-Mendeleev, din nou, pe care le-am folosit și mai înainte, pentru compartimentul de sus, respectiv pentru compartimentul de jos. Dacă împărțim aceste două relații, una la cealaltă, obținem următoarea relație. PA ori VA supra PB ori VB, pentru că T se simplifică, este egal cu PA prim ori VA prim supra PB prim ori VB prim, pentru că și T prim se simplifică. Și acum mai putem folosi relațiile dintre presiuni. Și anume, PA ori VA supra, în loc de PB, o să scriu PA plus rho GH. Totul ori VB este egal cu PA prim ori VA prim supra PB prim, se poate scrie PA prim plus rho GH, totul înmulțit cu VB prim. Și am obținut o relație care încă nu-i prea folositoare, pentru că nu apare ceea ce caut în relația mea, și anume distanța cu care se deplasează coloana de mercur atunci când temperatura variază cu un grad. Ca să facem să apară această distanță, trebuie să ne gândim la mișcarea coloanei de mercur. Avem tubul de sticlă și coloana de mercur, care are lungimea sau înălțimea, putem spune, dacă suntem în această poziție verticală, are înălțimea H, să zicem că se deplasează de aici, capătul ei de sus se deplasează de aici până aici și notăm această deplasare cu delta X. Atunci când temperatura crește cu nu știu câte grade, se deplasează pe distanța delta X. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că volumul de jos, volumul acum, la sfârșitul încălzirii, adică VB', va fi egal cu volumul inițial plus acest volum. Volumul lui a crescut pentru că toată coloana de mercur s-a deplasat până aici și atunci a apărut aici un volum suplimentar, care e egal cu volumul pe care l-am hașurat aici și care este S ori delta X, unde S este secțiunea, area secțiunii tubului de sticlă. Pentru că aici am un cilindru și volumul cilindrului este area bazei, S ori înălțimea, care în cazul nostru este delta X. Iar volumul de sus, acum, VA', volumul de sus a scăzut. Deci el este egal cu VA minus S ori delta X. Pentru că am avut aer până aici, în compartimentul de sus, și acum avem numai până aici. Deci acel volum a scăzut cu volumul acestui cilindru, adică cu S ori delta X. Și dacă înlocuim în ecuația noastră VA' și VB' cu aceste expresii, atunci apare și delta X. Încă n-am ajuns chiar unde trebuie, dar deocamdată avem o relație în care a apărut o deplasare a coloanei de mercur. Dar n-au apărut temperaturile. Și atunci facem o substituție din relația de sus. PA' este egal cu PA ori VA ori T', totul supra
T ori BA prim. Și dacă facem aceste trei substituții în ecuația, în proporția de jos, obținem o relație, recunosc, nu prea frumoasă, de aici încolo trebuie lucrat numeric, în care avem așa, avem PA, adică presiunea inițială din compartimentul de sus, avem VA, VB, avem S, avem H, S fiind, repet, aria secțiunii tubului, H fiind înălțimea coloanei de mercur, și delta X. Și mai avem cele două temperaturi, T și T prim. Și acum, dacă punem condiția ca T prim să fie T plus 1, adică temperatura să crească doar cu un grad, atunci când îl vom calcula pe delta X din această relație, de data asta vom găsi chiar ceea ce ne interesează, și anume cu cât se deplasează coloana de mercur când temperatura variază cu un grad. Dacă vom pune această condiție, T prim să fie egal cu T plus 1. Vom găsi o relație pentru delta X, în care se vede că delta X depinde de presiunea inițială din compartimentul de sus, de cele două volume, de area secțiunii tubului, de înălțimea coloanei de mercur. Dar toate astea se pot cunoaște și se poate apoi calcula delta X. După ce am găsit valoarea delta X pentru un grad, atunci putem să facem acele diviziuni despre care am vorbit, având grijă ca între două liniuțe să am exact această valoare a lui delta X pe care am obținut-o prin calcul, adică cu cât se deplasează coloana de mercur, să zicem capătul ei de sus, când temperatura variază cu un grad, și mai trebuie un singur lucru, un alt termometru care funcționează și care e destul de precis și care să spună cât este acum temperatura. Să zicem că acel termometru îmi spune că temperatura acum este 27 de grade și atunci aici voi scrie 27 grade Celsius. Și din acest moment dispozitivul nostru a devenit termometru, pentru că atunci când temperatura crește, coloana de mercur urcă și vom putea citi că avem 28, 29, 30, 31 de grade. Dacă temperatura scade, vom putea de asemenea să citim cât este temperatura. Ce ne arată această problemă? Ne arată că, deși uneori lucrurile par să arate că ceva este imposibil, dacă modificăm ceva, lucrurile pot să devină posibile. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!